Foarte mulți credincioși din Piatra Neamț au participat ieri la tradiționala procesiune închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Evenimentul a fost precedat de slujba vecerniei unită cu Litia, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Spune Scriptura. Și când l-au avut, Elisabeta a spus că mi-a făcut mie Domnul în așa fel încât să ridice de la mine o cara. Se vede aici tristețea de a nu avea copii, se vede de aici o cara, adică rușinea pe care o aveau oamenii atunci, că nu erau binecuvântați cu copii, iar contrariul acestor stări de tristețe și o cară că nu aveau copii, bucuria pe care au simțit-o părinții Sfântului Ioan Botezătorul, când au primit copil cu binecuvântarea lui Dumnezeu și dragostea dintre ei. De asemenea, mesaj pentru noi, că în casa în care se naște un copil, știe Dumnezeu cum să trimită și pâinea de pe masă și înțelegerea mai mare între soți care au copii decât între soții care nu au copii și în cele din urmă prezența lui Dumnezeu în această ogradă. Alături de icoana Sfântului Ioan Botezătorul, credincioșii au purtat în procesiune pe străzile din municipiul Piatra Neamț racla cu moaștele Sfântului Iosif de la Văratec. Acestea vor rămâne spre închinare în Biserica Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din oraș până în dimineața zilei de luni.